Mușcatele și trandafirii de pe strada Crișan au făcut cunoștință cu furia bărbatului de 31 de ani. Florile au fost distruse în câteva clipe, iar pentru ca tabloul să fie complet, pe carosabil a fost aruncat un lichid de culoare albastră. Angajaților de la salubritate le-a fost imposibil să repare dezastrul. Nu știu ce, cred că ce mi-a venit, cred că e un albastru nemetit, probabil tot cel care a făcut o fi luat de la spital. Mă gândesc eu, că nu iasă. Așteptăm să mai aduc o soluție. Și alte pagube în afară de scris pe... Trandafirii rupți, le-au găsit, le-au pus fetele înapoi. Mușcatele, da, da, și mușcatele acolo. Da, era și la toată strada. Scos din pământ și aruncate. Evenimentul s-a petrecut în zorii zilei. Bărbatul din Vânjumare nu și-a motivat în niciun fel gestul în fața polițiștilor, dar și-a recunoscut, în schimb, faptele. A distrus florile ornamentale din ghivecele aflate în fața scenei de pe strada Crișan și totodată a distrus 6 trandafiri globulari amplasați între rotondă și patinoar. Poliția locală l-a sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500 de lei. Totodată au fost întocmite actele premergătoare în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii de distrugere. Pentru faptele comise, bărbatului i s-a întocmit un dosar penal. Persoana suspectă de săvârșirea infracțiunii de distrugere, aceasta a fost preluată de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale, față de care se continuă cercetările pentru infracțiunea menționată, cu suspectul în stare de libertate. Din primele cercetări se pare că bărbatul este cunoscut cu probleme psihice și este pacient al Spitalului de Boli Psihiatrice. Va fi supus unei noi expertize medicale, iar în cazul în care se va dovedi că avea discernământ, riscă să stea următorii 3 ani după gratii.